Domnul Cristi, te salutăm! Salut! Salutare, Cristi! Facem o filmare, Cristi, nocturnă. Nocturnă, nocturnă. Da, da, așa e mai scurtă, pentru prietenii noi din țară. Aveți ale roxii. Treabă bună! Tu ai onoarea să filmeze pe lor, aveți? De pe nava spațială ai vrut să zic. Da, frate! E butanie! Ha, bă, parfume, bă, acolo! Bă, direct, acolo! Așa, așa. Da, tați-ne să veniți la masă, hai, nu mai vorbim. Da, să venim! Te ascult, Cristinel. E bună treaba. Am să-l pui un pic la lumină. Aici avem nocturnă, cum zic, zile, la farurile de la mașină. Rămâi acolo! M-auzi? Pune lumina, pune lumina!
Cristian. Schimbă iară înapoi. Rămâi aici. Roxy, aici te-am văzut că ești foarte, foarte, foarte tare. Ai o inimă puternică. Aici te-am văzut. Eu nu m-aș fi băgat să ies pe șosea acum pe nebunia ta. Eu n-am dat pe capotă la mașină. Da. Bă, Cristi, ce să mai zici? Treabă bună! Eu fiind frumos, nu-i lung, dar noi așa zicem noi că e frumos, dar să vedem ce ne-a precedat. Să vedem acum, pe tunelicul ăsta, ce-o putea vedea. Eu am încredere că să facem, da? Ai lecuri, da. Uite, stai pe... Gata, stai pe cai. Domnul Dragoș! Domnul Dragoș! Că vine aici, gata! M-auziți? Domnul Dragoș, m-auziți? Gata, domnule! Vă mulțumesc tare frumos dumneavoastră și familie dumneavoastră pentru ospitalitatea. Vă mulțumim că ați venit pe la noi, de cum așteptăm. Puteți sări, fetelor, băieți, de pe cai, fetelor, băieți. Da, Roxy. Da, Cristi. Ai vrut să zici ceva de final? Noi vă mulțumim că ați venit pe la noi, vă așteptăm și oricând. Treabă bună! Să fii sănătoși! Da. Și dacă nu te rog. Să știi că eu cai venit la oricine. Vă așteptăm să-ți luăm și până acolo și pe Stelică, să aveți timp. Să venim cu Stelică încoace? Să vine pe la noi și ei. Da. Ne e foarte drag. Dragi, amândoi. Serios, Roxy.